Yo, what's up, lume? Eu, Scălin. Și astăzi, bine ați venit la al doilea Behind the Scenes din Clean One Production Film. Peace. Așa. Da, știu, am făcut o intrare un pic cam nașpa. Așa. Dar am să simt... O, da! Vă blestem pe toți pentru că nu mi-a spus cum să șterg pochidrat de pe contul meu. Haideți. Și o să pun... Și scena Minecraft n-a venit weekendul ăsta. Pentru că va veni weekendul viitor. Mă, ce-mi place să fac asta. Așa. Și pentru că data trecută am arătat un fel când eu dansez. Tata, asta vă voi arăta... Un tip iubit de fete. La propriu. Adică, prietenul meu, Călin Albu, era la sport și, dintr-o dată, fetele din clasă și gay-ul clasei s-au adunat să-l urmărească, să-l păpăcească. Așa. Și nu zic asta pentru că n-am iubită. Da, așa, eu sunt singur. Sunt singur în lumea asta. De tot răhatul și căcatul și pula mea. Scuzați-mă, dar va trebui, cred că va trebui să zic asta de fiecare dată, dar nu mă pot abține din făcut chestia asta cu deget. E ca o tentaculă scârboasă. La... Așa, asta. Hai vă arăt clipul. Vedeți? Aici este Călin și o să fie o mare de fete. Uite, vin fetele, femeile și uite, de aici vine gay-ul. Vezi? Gay! Și mai vin și alte fete. Cool, nu? Și ne pregătim pentru data viitoare 3 episoade din Minecraft. De obicei facem 2 pe săptămână. Dar vă pregătesc 3 pentru că pun și trailerul. Căline, ce cool ești. Da, nu e nevoie să recunoașteți. Pentru că eu sunt cool. Da, unde rămăsesem o uta. Așa. Mă pot abține. Mă enervează vegetarianii ăștia. Îmi vine să-i ucid. Ups, am uitat să-mi întorc camera. Și asta a fost și Behind the Scenes de azi. Și vă pregătim pentru data viitoare un show de la Behind the Scenes numit Nebun în închisoare. Și vom face și o serie nouă, cursuleți de jeleu. Gata cu degetele. Și asta a fost Behind the Scenes.